doctor. Păi eu n-am nicio paletă de acrilic aici, domnule. Eu pictez în ulei. Aduceți-mi paleta de acrilic. Nu știu, pe penuță, moale. Aduceți-mi acrilici. Ia uite. Hai să ajut eu să vedem. Da, domnule, luați asta, Cristian, ia asta. Două de aici. Vă, lei. E, dar n-am știut nici că a trecut timpul așa de repede, mă, mi-am închipuit că... După aia am trebuit și eu din ăla... Albul am aici, nu mai trebuie alb. Deci mai trebuie din ăla, da? Nu, mă. Asta ce e, apa aici? Nevoase ceva azi? Nu, e cafeaua, doamnă, doctor. Bună ziua! Eu, doamne, ați adus pe toate, dar ce facă cu verde? Dar n-a ce face, doamnă, doctor, cu verde eu? Până-mi dă-i la loc. Da, hai, lăsați-mi astea de aici. Unii al, o paletă, mi-ați adus o paletă? Da, unii aia. Amândoi v-ați dus așa. Așa e când ai multe ajutoare în spate. Știți cum e faza aia, doamna, doctor, cu moașe, două moașe? Nu contează. Nu contează. Că când, când sunt două mașini, rămâne cu copilul. Rămâne cu copilul cu umbilical în tăia. Da. Așa. Răbdare și tot. Deci ăsta e, da? Ăla este, da. Bine. Albu a zis că le-au de aici. Cristian, dă-te rog ăla. Mulțumesc. Așa, o să pune mai mult alb. Vom lucra în acrilic, peisaj în acrilic, da? Da. Ce faceți? Păi mă dau la mine niște chestii. Deci e la... Păi ia uitați-vă acolo. E griul ăla care l-avem aici? Da, l-avem, da. Deci am pus alb, punem un gri, dar un gri, că e altfel. Ce fel de gri e ăsta? Nu știu, n-am mai văzut. Gri... Ce fel e ăsta, Cristian? Ce scrie? Gri de care? Că nu știu să-l spun. E grip point. Point. Da. Deci, ăsta este. Păi da, l-am desfăcut, l-am văzut, e foarte fain. E foarte frumos. Da. Nici n-am văzut, vorba dumneavoastră. N-am văzut dintre ăsta nici eu. Are niște culori inedite, vagabonți ăștia. Da. Am fost acolo. Oxid de fier? Da, uite ăsta am trebuit. Ce țineți 5 în mână, doamna doctor? Da, sunt mai bunul. Așa, cum? Oranj. Oranj? E, nu mai trebuie. Albastru, puneți puțin albastru. Da, albastru ăla, da. Asta, urmă, asta, atacat. E, gata, las că ajunge. Bun, haideți să începem. Deci, te rog. Astea deschide ușa și vezi că pe peretele ăla, pensule noi, le vezi? Pensule noi, doamna doctor. Aduceți una lată, una mai îngustă și gata, îi dăm drumul. Prima dată emulsăm pânza. O să o emulsăm cu puțină apă și cu alb în același timp. Punem alb și multă, multă apă. Da? Prindem lucrarea bine, să se apeșe valet. Nu întindeți cu acele capse pe spate acum. O să o întindeți după ce terminați de pictat. Are niște pene, da? Nu le întindem acum. Penele... Da, două din astea. Gata, să rămână, doamna doctor. Da? Și emulsăm pânza, da? Ce înseamnă emulsatul pânzei? O să dăm cu alb, cu apă prima dată, da? Apă din ambulență. Da? Să se moaie bine, 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 bine. Așa. Pentru cine are și vrea să lucreze în acrilic, va trebui să procedeze așa. Cine vrea să lucreze în ulei, e cumva diferit. Poate emulsa cu ulei în loc de apă. Cine vrea să lucreze în ulei, e puțin mai diferit. Da? O să înțelegeți cum stau lucrurile acolo. Bun. Acum eu am să iau puțin alb și am să dau așa peste pânza albă. Am luat de aici, da? Tot cu pensula asta. Ok. Nu, normal ar trebui să dăm în toate direcțiile, să ne grăbim, mai punem apă, să fie foarte, foarte zemoasă pânza. Da? Să aibă multă, multă apă. Ok. Multă apă și puțină culoare albă, da? Și o să vedem de ce vreau lucrurile astea. Pentru că, din momentul în care ne apucăm de pictat, și aici emulsăm pensula cu apă, da? O să iau puțin gri dintre ăsta, așa, și o să facem o mică schiță, da? Ce vrem noi să schițăm aici? O să facem un vârf de biserică, nu e biserica aia, doamna, doctor, ce-ar fi acolo aia? O
E o biserică, nu? O turnă de biserică. O turnă, da. E cu cerci. Da, da. E văzută cumva de jos în sus, ceea ce înseamnă că eu conferă, da, da, aici o să-i conferi o... ceva de genul ăsta, așa. Ia să vedem dacă ne putem încadra cu ea așa, dacă nu o facem și mai mică, o facem mai mică, dacă nu, că e prea mare aici, facem mai micuță să nu ne intre prea mult, să nu ia mult spațiu. Așa, deci ea nu ar trebui să fie tare vizibilă, cum îmi dau seama de fapt, trebuie să fie foarte puțin vizibilă. Așa, cred că e de ajuns atât de micuță. Bun, puțin ocru, gri, a, zemuri. Așa, ne creăm frumușel cu zemurile astea. Mai punem puțin la cupolă. Da? După aia mai venim peste cu cerul, da? Să mai facem și niște efecte de cer. Negru, doamna doctor, dacă mai vreți coră frumos și puțin un roșu ceva. Dacă se poate. Ce mă spune toți? Păi s-a întrebat pentru că mă sună oameni, nu înțeleg, m-au sunat trei numere până acum, ce Dumnezeu? Și m-a sunat și spuneți-le să nu vă mai sună. Dar ceva e neclar, de ce sună? Ar trebui să nu mai sune acum, pentru că dacă sună, deranjează. Doamna doctor! Sunați-o pe Camelia, vă rog frumos. Spuneți-i că e un colet. Era un col... Bine, modelul este foarte simplu de realizat. Sunați-o, doamnă. Să coboare jos. Eu îmi pun aici puțin negru, dar să știți că nu o să-l folosesc acum. Voi-l folosesc spre final. A, așa. Și o să începem cumva să ne imaginăm. Aici o să avem un perete dintr-o clădire, un perete dintr-o clădire. Aici o să fie un perete dintr-o magazie, ceva probabil, da? Deci totul e mai mult... ar fi niște chestii așa mai... clădiri, dar nu clădiri, niște magazii dărăpânate, un colț de... O să vedeți, da? Ține mult de sensibilitate peisajul ăsta. Este un peisaj de iarnă, da? Și plecăm de la o idee. Eu am plecat de la ideea de acolo, dar între timp e foarte posibil să îl mai putem modifica. Să îl modificăm. Da. Peripeții, domnule. Da, păi la muzică mă închide. Nu mă închide, doamne, că nu știi ceva. Da? Așa, bun. Aici avem un colț de biserică. Un colț, o turlă de biserică, îndepărtare. Dar v-am spus, lucrăm în acrilic și lucrăm straturi peste straturi, da? Lucrăm încet, nu ne grăbim. Aici va veni dune de zăpadă, nu am modelul nu este așa, plec de la o idee, dar v-am spus, îl putem modifica între timp, după cum credem că...
Așa, ia să mai pun și puțin. Pe aici e acoperișul. Am să fac și umbra de la acoperiș, evident. Să pun un gri cu puțin negru. Așa. Pe aici. Așa, bravo. Avem și un sub din muzică. Bun. Aici mai vine o clădire, o magazioară. Ele probabil că vin cumva în trepte așa, dar v-am spus, nu e o regulă, putem picta fiecare cum dorim. Eu plec de la o bază, dar între timp o putem modifica așa cum credem noi că vrem și cum putem. Fiecare după... Modelul este ușor, nu e un model greu. Fac astăzi pentru că mâine suntem la Marie Curie, la o acțiune de caritate. Pictăm saloanele din spitalul Marie Curie și nu am timp să fac mâine, așa că prefer să fac acum. Aici vor veni niște copăcei, da? Aici la fel vom face niște copăcei, da? Treptat, treptat, o să mai punem culoare. Ia să vă arăt mai bine, cred că ați vedea. A, așa. Ok? Aici o să avem o umbră, da? Aici vine lumina, o să fie o umbră difuză pe aici. Se poate și în ulei la fel folosiți, același lucru se poate folosi și în ulei, da? Acum o să mai lucrez puțin la gemușorul ăsta de aici, e mai bine vizibil. Da? Vedeți că pun culoarea peste toate lucrurile astea, să-mi scoată mie treaba asta în prim plan. Să rămân la doamna Magda. Așa, uite, am să pun așa totul, să fie la un nivel. Îmi vine mie puțin peste mână, dar... Mulțumim lui domnul Cristian, pentru muzică. DJ. Cum? DJ, yeah. Azi e fără bani. Până azi e ziua noastră, nu? Ziua bărbaților. Ziua bărbaților. Păi... Da, e vine. Păi... Vine de obicei. Nu, marțea? Nu. Nu, nu, nu. Face, o pune când vreau. Da, exact. Ce, avem o regulă cumva, doamna doctor. Ziua bărbatului zicea... fiecare zi. Aia, dar și cine însu, nevastă mea zice. Băi, ziua bărbatului în fiecare zi, lăsați-l în pace. Aici are și o umbră. Pe aici o să mai vină iarăși niște copăcei, da? Eu o să vedeți tot timpul că eu o să schimb culorile, voi schimba culorile, plecăm din aproape în aproape. Lucrarea este foarte grea, nu e ușoară deloc. Efectul va fi în final un efect foarte frumos.
Și dacă veți picta cu mine, veți înțelege mai bine cum stau lucrurile decât să vedeți după aia live-ul și să... Deci live-ul stă 30 de zile pe Facebook, după care e trecut automat, îl trece pe, îl găsiți pe YouTube, da? Chiar dacă unii dintre voi nu-l vedeți, am înțeles că nu toată lumea vede, văd live-urile, pentru că cei de la Facebook restricționează maxim toate live-urile mele, pe cât posibil, știți, da? La toată lumea, da, numai. Da, da, numai. Deci restricționează într-așa fel încât că ne facem aici prezența simțită, dar efectul apare pe YouTube în timp, știți? Nu, domnul Cristian? Da, da, ca să nu faceți publicitate gratuit. Da. Vorbani. Vorbani, exact, da. Deci oamenii s-au învățat la bani. Și era de așteptat platforma să... Da, dar e o treabă aici. Ei vor bani, am înțeles, dar oamenii nu sunt dispuși să plătească bani pentru ceva ce li s-a dat gratuit la început, cum au făcut și cu Google, când au făcut platforma Google, au făcut-o gratis, n-au ținut cont de restricții pentru a-ți promova firma, produsele acolo, era totul gratis. Până oamenii au început să trăiască, să fie un mod de prezentare și de reclamă și când a început să fie un mod de prezentare și recunoaștere, atunci... Îți vede toată lucrarea? Așa mi-a spus, eu în live. Dom'le, dar vreau și un ceas din ăla, dom'le, cum aveți așa ceva? Te cât are varată imediat o nebunie de ceas. Ceas care spune și că să faci. Voi vezi că să faci și că să faci. Totul este complicat. Deci intrăm printre copăcei cu culoare, da? Eu am mai aici atât să citesc dacă am văzut. Așa. Păi, acum e acrilic, dar va fi... Aia e acuarel, da. Da, e greu mai. Dar bine, noi ne jucăm într-un fel în care va trebui să și iasă ceva plăcut ochiului și... Este aproape de aproape că va ieși. Bine, eu mi-aș dori un ceva să iasă, nu știu cât de tare voi reuși să pictez acel ceva, mi-aș dori școala românească, dar știu că exagerez aici, pentru cunoscători o să spuneți, dar știi că ai tupeu, cer scuze dacă am tupeu, sau știi că ești obraznic, cum visezi tu așa ceva? Da, cer scuze, mai găsim și noi. Asta e o pensulă de sfumatură, știți, da, de omogenizare a culorilor. Nu se vede? Nu se vede din pensulă, nu se vede. Ah, uite. Acum lucrăm în mare, după care o să intrăm din ce în ce mai mult în detalii, clar. Nu mi-ați adus un roșu, doamna Dor. Ah. Păi, dar ce este? Oranj. Păi, ok, e bun. Lăsați-l pe ăsta așa. E bun, da, chiar e bun. Suntem cu tot de la mustaș, da? Valejo. Da. Valejo, săptămâna care vine, va aduce, pentru că sunt prea ieftine produsele. Și sunt profesionale, au golit depozitul. Golind depozitul, așteptăm săptămâna care vine să primească iarăși produsele. Și atunci săptămâna care vine, cine prinde la Valejo, la Mustaș, da? Mustaș.ro este magazinul online. Cine prinde, mai prinde, cine nu, nu. Oamenii vând ieftin produse profesionale, vând la un preț competitiv de produse pentru amatori. Deci vă dați seama
și e și normal, s-au dat ca pâinea caldă și acum nu mai au ce, nu mai au nimic de vândut, decât câteva lucruri pe acolo, pensule și câteva lucruri. Dar de săptămâna care vine vor fi foarte multe în depozit și de săptămâna care vine intrați și cumpărați-vă ce vreți de acolo. Astea sunt niște vopsele, spui că lucrez în ulei, atât de tari sunt. Nu, doamna doctor? Foarte tare. Aveți și dumneavoastră. Cum vi se par? Un coș plin. Aaa, se dă și mare acum, cu coșul plin. Bunicuța cu coșul plinul. Cu fița roșie, pardon, scuzați-mă. Am fost puțin prea nepoliticos. Nu contează. V-ați luat rolul de scufiță, sigur. Bun, eu am să încerc cumva, mă deplasez de la ideea tabloului de acolo, încerc treptat, pentru că e o acuarelă și funcționează acuarela aia, până la un moment în care, ce să-i fac, doamna doctor, se vede tot aia, e o imagine mai veche acum aici, cum, doamna doctor, că se vede tot tabloul meu, nu se vede nici acum. Ei, lăsați, acum, nu se vede copacii de aici, dar acum se vede, ia uitați-vă. Aveți dreptate. Dar acum nici acum nu se vede. Nu se vede. Dar... acum se vede că l-am dat. Nu, dar nu. Păi... no, gata. Se vede tot. Da. Bun. Nici nu vă mai spun. Dacă vreți să distribuiți, nici nu vă mai spun, contează să faceți ceva, faceți cum simțiți fiecare. Nu distribuiți, fraților, nu mai distribuiți, lăsați așa. Nu vă mai zic, distribuiți, că n-are rost. Se vede, e bine. Aici o să vină un copac tăiat, un uscat, da? Într-un con de umbră în spatele magaziei ăsteia, da? Magazia o să fie cumva, o să se vadă chirpicul din ce e făcută, da? Pe aici o să mai vadă așa puțin, da? O să facem umbra pe aici, da? O intrăm de acum în detalii, știi? Numai cu... și lucră foarte păstos, încercați să lucrați păstos. Dacă ai pastă, e prelucrabil tabloul, dacă nu ai pastă, nu e prelucrabil tablou, adică tablou pânza, trebuie să-i dai posibilitatea de a te adapta cu ea tehnic. Dar dacă nu ai culoare suficientă, nu te poți adapta tehnic cu ea. Și atunci o să iasă altceva și nu vei înțelege de ce nu poți picta bine. Bine ar fi să învățați să folosiți culoare mai multă, curaj în ceea ce faceți și talent. Iar talentul înseamnă mulți ani de experiență, talentul, ca să ne înțelegem. Chiar și la cursuri, dacă veniți la mine în atelier, nu înseamnă că într-o lună de zile o să reușiți să faceți un Rembrandt sau mai știu eu ce. Nu să puteți, va trebui să treacă ceva ani de zile până să, aici, să, de exemplu, când veniți la cursuri, în atelier înțelegeți doar tehnic cum stau lucrurile. Atât. Nimic mai mult. Deci tehnic, vă învăț tehnic, dar cunoștințele, ca să spunem așa, talentul, actul creativ ca și talent, vine din simțământul tău, din experiența ta dobândită în ani. Nu, domnul Cristian? Da. După 20 de ani vorbim de vechi. Încă bunici. Păi, ca să te poți pronunța, trebuie să ai și un fundament, nu? Pe care să te ridici, un postament, pe, nu? Experiența. Experiența e postamentul pe care te pui acolo și poți să spui ceva. Deci lucrăm în acrilic, nu e ulei, da? Să ne înțelegem pentru toată lumea. Doamna Aurelia, eu vă spune că și mult exercițiu, din exercițiu.
Exercițiul este o calitate a omului. Cine vrea să înțeleagă exercițiul. Deci vibrăm fundalul foarte tare. Am zis că o să facem cumva școala românească pe cât posibil, repet cuvântul ăsta, pe cât posibil, pentru că erau școli, erau ateliere în care se putea învăța școala românească astăzi. Da, învățăm și noi cum putem din ce știm, fără să ne facem de rușine, încercăm. Și dacă nu reușim, iar e bine. Faptul că am încercat e o calitate, faptul că încerci. Nu, domnul Moise e acasă. Domnul Moise Junior e acasă, da. Aici mai punem puțin zăpadă, dar o să mai luăm, iarăși mai punem crenguțe, o să vedeți. Mai luăm zăpadă de afară. Mai luăm zăpadă de afară, da. Cum vi se pare, doamna doctor? E super. Mai frumos ca originalul. Și îl interpretăm cum mai frumos. Originalul e altceva. Păi, da. Originalul e altceva, sigur că da. Am și spus, nu vom face un original de acolo, ne inspirăm ca și idee, plecăm de acolo cu ideea, după care noi îl putem aduce în felul în care putem să-l aducem. Și adăugăm. Și adăugăm. Fiecare să-l picteze în felul în care reușește să-l facă. Da, nu e muzeu obligatoriu să faceți acum lucrul exact cum vi-l fac eu. A, o să-l faceți fiecare în felul în care reușiți. Știți de ce spun treaba asta? Să-l pictați fiecare în felul în care veți reuși, pentru ca voi să vă aduceți un aport creativ în ceea ce faceți. Să nu fiți o copie, nu fiți o mașinărie care e copie, da? Încercăm să nu facem copii, încercăm să aducem actul creativ în crearea noastră, da? Să le putem imagina. Uite, eu, de exemplu, trăiesc o trăire, chiar dacă vorbesc acum cu voi, chiar dacă am musafir la spatele meu, da? Eu îmi trăiesc actul creativ alături de voi acum, da? Și nu mă... Aici acoperișul o să mai facem puțin mai distins, să se înțeleagă clar că e vorba de un acoperiș, iar și o să mai punem puțin un gri închis cu albastru. E mișto că e acrilic și se usucă repede și putem interveni foarte rapid pe el. Uite, am să iau o pensulă subțire de data asta, mai subțire, și voi face niște crenguțe. Crenguțe care nu o să rămână atât de tare vizibile, ci acum vor fi vizibile mai închis la culoare, dar după aia când voi veni cu niște laviuri care să dea impresia de niște frunze uscate, aceste crenguțe vor fi mai puțin vizibile. O parte dintre ele chiar vor dispare sub aceste laviuri. Nu încercăm să facem un copac motamo, cum e în realitate, cât de cât acolo să pară a fi totuși închipuit un copac. Cu ramă, cu tot ce cuprinde el, da? Eu am să iau puțin negru și am să forțez cumva pe aici, pe undeva, toată nuanța, să îmi scot mai mult în evidență... Doamna Daniela, de ce ai spune ce cromatică aduc în coară? Da. E determinată de starea artistului, doamnă. Și de muzică. Și da, asta e. De muzică. Bine. Am vorbit cu cei de la YouTube și nu mai închid. Pentru că e jazz. Nu? Bine. Ce știe ce facem aici? Super. Nu mai vor, nu mai au cilindre. Păi sunt culorile, da. Contează,
Da. Eu am niște achiziții panorame. Păi, aha. Și eu la fel am lucrat cu maimeri, am lucrat cu toate variantele de culori am luat. Dom'le, că astea nu ai cum. Astea, uite, poți să lucrezi și parcă și cum. Uite, acum zici că e lucrat în acuarel, nu? Da, asta vreau să spun. Da. Și uite, mai fac încă unul identic, dau pânza jos și o să pictez din culorile astea ca și cum ar fi în ulei. Da. Cu trecerile în ulei. Deci a fost cu sens mai frumos ca cel din acuarel. Ăla e splendid în punctul lui și asta dă voie. Exact. Și acrilicele ne dă voie pentru că ne jucăm cu apa și cu... Poate, uite, ce vreau să faci. Întreabă cineva dacă culorile în ulei sunt toxice. Firesc că da. Da, sunt toxice din momentul în care lucrezi pe suprafețe mari. Și noaptea. Da, cred că da, și noaptea contează. Să iau puțin roșu, puțin albastru și voi face o mică, un mic efect. De ce nu pune telefonul la pe mute de câte ori vine aici? Tot timpul așa face. Da, culorile sunt de la Mustaș, de la magazinul Mustaș, se cheamă culori Vallejo, acrilic, și arată așa. Da? Și costă foarte puțin, costă vreo 20 ceva de lei tubul, deci... E aproape gratis. Cârpaci. E gratis, vă spun eu, pentru un pictor care știe să picteze, e gratis. E gratis pentru un pictor care știe să picteze. Pentru cei care nu știe să picteze și se joacă cu el, e scump întotdeauna, evident. Și aia de 10 lei. Și aia de 10 lei va părea cumva mult. Așa, hai să facem acum aici treaba asta. Cu umbra. După aia o să pun negru pe aici. Da, să vedem ce mai facem pe aici.
am zis că fac un călculeț, dar fac altceva, fac niște... Dar nu puteți să-l puneți pe mute pe ăla? Că de fiecare dată sunteți, da, ați devenit celebra cu telefonul. E pe mute? Da. E, domnule, e. E pe mute, dar sună. A meu nu e pe mute și sună, domnule. Na, a meu nu e pe mute și sună, domnule. Și nu sună. Și nu sună. Cine a venit? Doamna a ajuns? Păi să-l invitați aici, să stea. De ce stă acolo? Luați loc, doamnă. Ați venit cu trenul? Cu autobuzul. Cu autobuzul. Păi faceți-vă comodă. Da, nu mai spun de mustaș, că nu mai au ce să le vândă. Ce să le mai vând acum? Până săptămâna care vine, rămân așa cu ce au ei. Adică, lăsăm așa și... Săptămâna care vine, când vor mai primi materiale, se vor umple depozitele cu materiale. Da, vă dau frumos. Da, ce zic, da. Ce este mă fără? Mulțumesc. Știm sursa dacă e ceva. Elena Chirică, în o altă lecție ne-ați răscolit pe cei care iubim pictura și ne-ați pus la treabă. Păi ăsta e și scopul meu, să vă fac să... Fiți răscoliți. Să vă fac să nu mai dormiți bine noaptea. Să aveți coșmarul. Să aveți coșmarul. Să vă visați cu pensul la mână. Să vă visați cu pensul la mână, mari artiști. Să lăsați mâncarea. Să lăsați mâncarea, dar am un singur... Să nu trimiteți bărbații la mine. Nu. Să nu vă credeți prea tare după aia. Importa să dați like-uri. Asta, da. Dumneavoastră pitați, doamnă? Da. Și ați adus ceva? Nu, trebuie să aduc. Puteam să aduc 36 de pictori în afara cursului. Era frumos dacă aduceați măcar vreo două să le... Eu sunt mai tipicară. Cineva chiar mi-a zis că ce fac eu mai mult seamă la material didactic. Păi și ce? E bine, nu? Nu știu. Până de sabată, pe telefon? Da, pe telefon e altceva, domnul Moise. Nici nu le mai... Eu nu le înțeleg pe telefon. Eu am o altă percepție. Uitați, na, cum e realitate și felul pe telefon. Da, aici e diferit față de ce... Eu le-am văzut cu ochiul liber, dar ce... Încă jumate de ceea ce vedem în telefon. Deci încă jumate, da. Te poate ajuta sau te poate distorsiona realitatea telefonul? Adică le putem înfrumuseța, da? Pe laptop se vede mai bine. Pe televizor se mai poate înțelege ceva puțin mai mult decât pe telefon, e adevărat. Dar tot nu se compară cu... Păi îmi puște noi de adică. Ce să fure de la mai supensul? Asta e jos, nu? Dacă arată bine, doamna doctor, nu. Nu spuneți așa. Știi, oamenii când zice că vede că ești așa puțin mai atletic, spune, a, păi dacă ești slab, dar nu spune invers, că de fapt stai puțin... Ești ascetic.
face să vede diferit față de unghiul ăla. Da? Este minunat de super. Și așa e super. Dacă vreau să vă dați bani mai multă, foarte frumos. Eu am așa cu noi. Știi, mi-am să spun, vede și cu ochiul, vede și cu face butul. V-ați speriat, a? Așa e la început. Ceva, doamna Dor? Nu. Am admirat. Am admirat și... Asta trebuie să ne spuneți. Ce să spun? De tehnica asta. Dar nu e nicio tehnică asta. Păi e prima dată când o vedem în live. Dar e prima dată când fac și eu lucrurile astea. Păi, e ceva inedit, uite. Sunt bucuros că am văzut-o. Nici eu n-am pictat așa ceva. Nu știu cât de tare le place oamenilor. De-aia se vede diferit. Îmi pare rău pentru oamenii care stau dincolo de telefon. A spus-o întotdeauna că atelierul... Doamna Dor, vreau alb de la mustaș, bidon mare. Okay. Îl am pe ăsta, la altul nu-i de la mustaș. Acum mi-am dat seama, albul nu e de la mustaș. Și e diferență, se vede la... Adevitat. Ăla-i. Nu, no, altfel și avem altă garanție a culorilor acum cu albul ăsta. Diferit față de cantitățile mici. E logic. Cum e berea la PET, diferită de cea la sticle mici. Tot e ziua acolo. Păi deveni și mai ușor, spargi pânză, pânza. Era să zic așa, domnul doctor. Da,
doamna Stella Papără. Da, chiar nu pot să dorm când avem teme de la dumneavoastră. Cam și poate, se vă zice. Da, nici nu mă uit, de azi zic că nu mai e. Da, mai fac la un nivel după care... Deja, cu compoziție proprie. Uite diferența între albul ăla și albul ăsta, da, acum. Asta am văzut să spun și eu, deja să cunoști. Deja se vede altă diferență de alb. Deci cantitățile mari nu sunt... Nu. Nu sunt recomandate. Nu. Părerea mea. Adică ne bucurăm puțin oarecum la preț la cantitate, dar nu... Da, ce, ia să zic, doamna doctor, lăsați-o că dumneavoastră nu sunteți slăbuță. De domnul, Cristian că e slăbuț și de-aia a intrat acolo. Constituție atletică. Așa trebuia să spun, acum, păi de-aia am spus. Doamna doctorare al termen, poate să răspund. Mai ascetic, așa. Nu, dar acum aia am spus și eu, doamna doctor, că l-a făcut slab. Data viitoare, pe mâncă, o să mă introduc eu, ia pe sus. Dar nu aveți mai multe pensule să nu ne mai chinuim, așa? Dar voi pune să le luați de jos că le scap? Pot ce cade de jos să le iau eu? De tot? Da, normal. Da.
aproape o oră. Ce frumos e griul ăsta. Super. Textură frumoasă. Și se potrivește la fix cu compoziția.
Gata, am terminat și eu. Faceți-l. Nu vrea să-l picteze. Nu puteți picta. Nu avem o ramă. Pentru ora de pictură frumoasă, Gabriela Tudor. Super minunat, mulțumim.